Vă arăt și surpriza pe care v-am pregătit-o. Am fost cu ochii pe Ioana Ionită și am surprins-o acolo unde își petrece aproape toată ziua, în sală, alături de micuțele ei pe care le învață ce înseamnă cu adevărat baletul. Vă invit să urmăriți un interviu în exclusivitate cu bebelușa Ioana, dar și să le admirați pe micuțele balerine. Este mamă, dar nu doar pentru un singur copil, ci dimpotrivă. Ioana Ionită a fost balerina o viață întreagă, iar acum se folosește de talentul ei pentru a învăța și pe cei mici. Ioana, spune-mi cum te descurci cu atâția copii aici. Cum se descurc ei, că pe ei chinui, pe ei cele mici. Eu, pentru mine, o bucurie, o fericire să lucrez cu ele. Plec de aici plină de energie. Le țin în plus pentru că vreau să lucrez mult la deschidere și e un lucru important la vârsta de 4 ani, 5 ani, pentru că mai târziu nu poți să faci. Ligamentele se rigidizează și e prea târziu să faci deschidere la 18 ani. Ai ținut vreodată cure din astea de slăbire drastice, să nu mai mănânci sau să mănânci o zi doar o dată pe zi? Da, am ținut când eram la liceu de coreografie, țineam cure de slăbire cu pufuleți. Am văzut că pe fete le-ai pus să facă șpagatul. Eu vreau să-i întreb, tu mai poți să-l faci? Adică tu ești... Sincer, nu. Dacă trebuie, trebuie și-l fac. Adică pot să ajung până jos la șpagat. Doar că, fiind profesor acum, ele trebuie să-mi demonstreze. Și eu zic că am demonstrat toată viața. Fetițele sunt de-a dreptul îndrăgostite de bebelușa Ioana și profită de fiecare ocazie pentru a-i face o declarație de dragoste sinceră. O iubiți pe Ioana? Da! No. Ele mă iubesc sincer, dar pentru că le chinui foarte... Nu vă chinui? Nu, ba da. Câteodată mai și plângem. Cine a plâns ultima oară aici? Cine a plâns? Diana plânge de fiecare dată. Tu? Ea este Diana. De ce ai plâns, Diana? Pentru că mă doare. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare vă doresc numai bine și nu uitați, Antena Star se vede tot.